Mă numesc Gheorghe Mihail și astăzi vom vorbi despre neprihănirea descoperită în Evanghelie. Pentru anumite persoane care nu prea citesc Biblia, nu studiază Biblia și care în bisericile lor nu se discută despre aceste subiecte, poate îi se pară ciudat doar expresia neprihănirea descoperită în Evanghelie. Dar pentru credincioși care studiază cuvântul, care îi interesează să cunoască voia lui Dumnezeu, probabil știu deja despre ce este vorba, neprihănirea descoperită în Evanghelie. Este o mare problemă și dintotdeauna a fost, pe timpul apostolului Pavel și în fiecare veac a fost această problemă și va fi cât va ține lumea. Omul dintotdeauna s-a încrezut într-o neprihănire a lui proprie. Adică, omul dintotdeauna s-a încrezut și încă se încrede într-o viață cât de cât bună, între ghilimele, pe care el o trăiește, în anumite fapte bune pe care el le face. El se încrede în propria lui neprihănire. Și asta nu este adevărat doar cu privire la atei. Chiar și ateii au o neprihănire proprie a lor. Ei se gândesc și au un standard și spun, după standardul ăsta încerc să trăiesc. Și budiștii și orice om de pe fața pământului are în mintea lui un standard și spune, cam așa vreau să trăiesc. Și se încrede și poate să trăiască liniștit spunând, am făcut cât de cât lucrurile cam cum mi-am propus. Și spune, trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să fac fapta asta bună, trebuie să o fac și pe cealaltă. Și astfel și-a creat o proprie neprihănire, de aceea ei pot să doarmă liniștiți. De aceea mulți oameni care fac multe rele, fie că sunt mincinoși, curvari, bețivi, închinători la idole, etc., cu toate că fac foarte multe lucruri rele, totuși ei seara dorm liniștiți pe pernă. Din ce cauză? Am făcut și ceva lucruri bune. Și ei se încred într-o neprihănire proprie. Problema gravă este că asta se întâmplă chiar în rândul credincioșilor. Ei se gândesc, sunt primit de Domnul. De ce? Păi pentru că astăzi am citit Biblia, m-am rugat, m-am închinat înaintea lui Dumnezeu, am făcut și lucrul ăsta bun, am făcut și fapta asta bună. Ce-ar fi să te întreb într-o zi, unde ai avut o zi grea, unde te-ai certat cu soția și cine știe ce nu i-ai spus, sau te-ai certat cu soțul și nu știu ce lucruri i-ai spus pe care n-ai fi dorit ca nimeni să le audă, dacă te-aș fi întrebat imediat, după aceea, înainte să ajungi să-și ceri iertare, etc., dacă mori, unde mergi? Sau în momentul ăsta, te primește Domnul? Probabil îi spune nu. Și dacă ai răspunde așa, ar fi o evidență destul de serioasă. Ar fi o evidență destul de serioasă ca să-mi dau seama că n-ai înțeles încă cum stă treaba cu neprihănirea descoperită în Evanghelie. Și acest subiect îl vom trata astăzi. Un subiect extrem, extrem de important. Pentru că, dacă nu știați, există în Biblie un pasaj unde spune, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, această neprihănire o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Asta o fac, repet, toți oamenii, inclusiv anumite persoane care se numesc credincioși. Se încred în propria lor sfințire, se încred în propriile lor fapte bune, în propria lor trăire și spun, pentru că am trăit așa, sunt primit de Dumnezeu. Și să dea Dumnezeu ca niciunul să nu vă gândiți așa. Pentru că nu este lucru mai grozav decât să crezi asta. Să crezi că pentru că trăiești ca și credincios, pentru lucrul acesta ești primit de Dumnezeu. Pentru lucrul acesta ești acceptat înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu este deloc așa. De aceea, această neprihănire
este descoperită în Evanghelie. Și mulți oameni nu cunosc Evanghelia. Mulți așa ziși credincioși nu cunosc Evanghelia. De aceea nu cunosc ceea ce ne este descoperit în Evanghelie. Subiectul principal care ne este descoperit în Evanghelie este neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Deci Evanghelia are de-a face strict cu lucrarea Domnului Iisus în favoarea noastră. Dar această Evanghelie ne descoperă ceva. Ce anume ne descoperă? Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Dar găsim că acest lucru ne este descoperit în Evanghelie. Iată ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Vreau să ne referim strict la această expresie. Deoarece în Evanghelie, apostolul spune, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Așadar, apostolul Pavel, având în minte, vreau să vestesc Evanghelia celor din Roma, vreau să vestesc Evanghelia acestor credincioși, a căror credință este vestită în toată lumea, o biserică exemplară, am putea spune, și apostolul spune, am o vie dorință să vestesc Evanghelia. Și începe spunându-le, nu mi-e rușine de Evanghelie, ea este puterea lui Dumnezeu. Zice, nu mi-e rușine de Evanghelie, deoarece, de ce nu era rușine de Evanghelie? Deoarece, în această Evanghelie, zice el, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Motivul pentru care apostolul nu se rușina era pentru că această Evanghelie era puterea lui Dumnezeu și un al doilea motiv era deoarece în această Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar, acum ne arată și cum se manifestă această mântuire, am putea să spunem noi, pe care Dumnezeu ne oferă. Zice, în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. O dă Dumnezeu. Nu spune că o câștigăm noi, nu spune că lucrăm pentru ea, ci o dă Dumnezeu. El este un dar al lui Dumnezeu. Și sunt alte pasaje în Scriptură care spun același lucruri. Roman 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Vedeți? Aceeași expresie. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci această neprihănire o dă Dumnezeu. Nu este a noastră. Nu o câștigăm și e singura neprihănire de care trebuie să ne agățăm. Fără lege, zice. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, adică fără faptele legii. Adică fără ascultarea pe care eu aș putea să o dau legii lui Dumnezeu. Aceasta este o neprihănire străină față de mine, cum spunea Luther. Deci nu este a mea, ci este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și zice despre ea, despre această neprihănire, mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu. Vedeți? Repetă. Ascultat? Nu știu, de câte ori ai ascultat despre această expresie, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu? Știu, de multe ori ascultăm, fiți sfinți, fă lucrul ăsta, fă-l și pe celălalt, dacă vrei ca Dumnezeu să te primească. Dar de câte ori am ascultat neprihănirea pe care o dă Dumnezeu? Darul lui Dumnezeu. Neprihănirea pe care El o dă. De prea puține ori. Roman 9 spune, neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănire și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. Cu alte cuvinte ne spune, Israel căuta să facă anumite fapte ca să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, ca să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Pe când neamurile, zice, nu umblau după neprihănire, zice, totuși au căpătat neprihănirea care se capătă prin credință. Adică au primit
Această neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci nu este vorba despre faptele lor, pentru că am spus înainte, această neprihănire o dă Dumnezeu fără lege, fără ascultarea noastră de faptele legii. Pentru că dacă ar fi așa, nimeni n-ar fi socotit neprihănit, pentru că nimeni n-a dat o ascultare de plină legii lui Dumnezeu, în afară de Domnul Iisus. Și Apostolul Pavel spune din nou, în Romani zice, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Am citit acest verset înainte pentru că zice, dorința mea pentru ei este să fie mântuiți, pentru că nu erau mântuiți. Categoria de persoane la care se referă apostolul nu erau mântuiți. Zice, acești oameni care sunt nemântuiți, zice, le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Acești oameni care erau evrei din evrei, care aveau legea, nu au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Pe când neamurile au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au primit-o. Și zice apostolul, dorința mea e pentru ei să fie mântuiți pentru că erau nemântuiți. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși. Care este neprihănirea lor însăși? Aceea pe care tu încerci să-ți o câștigi. Fă asta, fă asta, fă asta, fă asta și fă asta. Prin lucrurile pe care tu le faci, zicând, încerc să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să mă primească, Dumnezeu să mă primească, este drumul foarte greșit. Dumnezeu nu te va primi niciodată prin faptele pe care tu le faci. Dumnezeu te va primi doar în Domnul Iisus Hristos. Doar primind neprihănirea pe care El o oferă. E ca și cum a spune, tu încerci, ai o haină și încerci să o cureți, ca să fie atât de frumoasă încât Dumnezeu să te primească cu această haină a ta. Dar trăiești într-o lume plină de murdărie și de stricăciune. Niciodată nu vei reuși să ai o haină atât de curată încât Dumnezeu să te primească. De altfel, să primești neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu înseamnă să primești haina perfectă pe care El ți-o oferă să te îmbraci cu ea. Atât. El îți oferă această haină. Nu este vorba despre faptul că tu trebuie să ți-o procuri singur. Trebuie să ți-o creezi tu singur, să îngrijești de ea. Nu. Îți este oferită. Gratis. Îți este oferită de Dumnezeu. Și apostolul Pavel, care era un apostol, spune să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Adică Dumnezeu să privească spre mine nu după viața pe care am trăit-o, ci să-mi spună te primesc. Nu după ascultarea pe care eu am dat-o legii lui Dumnezeu. Zice, ci să fiu găsit în el cu acea neprihănire care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Când vorbim despre neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă, aceasta înglobă nu doar faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, ci în special și faptul că El a trăit pentru noi. Vă dau un verset. Roman capitolul 5 cu 10 spune că dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Așadar, sunt două aspecte. Domnul Iisus a venit și a trăit o viață perfectă și în același timp a murit pe cruce ca un blestemat purtând păcatele poporului său, primind mânia pe care oile lui o merita. Dar El a venit și a trăit. El a venit și a trăit 33 de ani, o viață perfectă în care a dat o ascultare perfectă legii lui Dumnezeu. Când vorbim despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, nu vorbim doar despre viața perfectă a Domnului Iisus, care este pusă în contul păcătosului, ci vorbim în același timp și de moartea
Domnului Iisus în locul nostru, în locuitorul nostru. Deci vorbim despre aceste două aspecte. Când Dumnezeu ne oferă neprihănirea Lui, înseamnă că Dumnezeu ne socotește pe noi ca și cum noi am fi trăit viața perfectă a Domnului Iisus, dar în același timp rămâne cine plătește pentru că eu nu am trăit așa cum a trăit Domnul Iisus. Sub nicio formă, nici după ce sunt născut din nou, nu trăiesc sub nicio formă așa cum a trăit Domnul Iisus. De aceea este nevoie de moartea Domnului Iisus, de ispășire pentru păcatele noastre. Un miel care trebuia să moară și să primească mânia, pedeapsa pe care eu o meritam. Așadar, prin aceste două lucruri, viața perfectă a Domnului Iisus și moartea Lui în locul nostru, aceste două aspecte sunt necesare pentru ca Dumnezeu să ne ofere această neprihănire. De aceea Domnul Iisus nu doar a venit să moară, ar fi putut să coboare din cer, mergea la cruce, murea și din nou în cer. Ci El a venit și a trăit o viață perfectă. Sau ar fi putut să vină să trăiască o viață perfectă, fără să moară și să meargă în cer. Dar vedem că nu a fost așa. A împlinit cele două aspecte despre care vorbeam. Și anume, a venit și a trăit o viață perfectă. A dat ascultare perfectă legii lui Dumnezeu. De aceea este vorba despre neprihănirea Lui, nu a noastră. Și în același timp a murit ca și cum ar fi trăit viața noastră. Este foarte important lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori, în foarte multe biserici se vestește o evanghelie falsă. Și lucrul acesta se vede în evanghelizări. Căutați pe internet evanghelizări, seară de evanghelizare, dimineață de evanghelizare, orice ar fi. Și veți vedea cum vestesc oamenii evanghelia, cum vestesc predicatorii evanghelia. Deci nici măcar nu mai este vorba despre o neprihănire a noastră, ci este vorba despre o ridicare a unei mâini în sus. Ridici mâna în sus, e socotit, neprihănit de Dumnezeu. Nu. Oriunde vestesc evanghelia, spun oamenilor același lucru. Aceeași evanghelie pe care au vestit-o primii credincioși, aceeași evanghelie pe care a vestit-o Luther, Calvin, puritanii, Martin Lloyd-Jones, aceeași evanghelie pe care a vestit-o apostolul Pavel celor din Roma, unde le spunea, la început le spunea, am o vie dorință să vestesc evanghelia, și le spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. L-ai necinstit pe Dumnezeu și sub mânia lui Dumnezeu. Așa începe apostolul Pavel spunând evanghelia, dar nu-i lasă acolo. Vrea să le spune că sunt sub blestem, că sunt sub păcat și că plata păcatului este moartea. Dar apostolul nu rămâne acolo, ci le spune, iată ce oferă Dumnezeu. Iată că Dumnezeu oferă o neprihănire. Nu este a mea, nu este a noastră. Și zice, Dumnezeu ne oferă o neprihănire. El este singurul neprihănit și El ne oferă neprihănirea Lui. De aceea, în Biblie găsim că însuși Tatăl este numit neprihănit. În Ioan 17:25, neprihănitule Tată. Sau despre Domnul Iisus, zice, El a fost dovedit neprihănit în Duhul. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Dacă știți că El este neprihănit, deci despre Domnul Iisus se spune că El este neprihănit. El este în esență neprihănit. Noi suntem socotiți neprihăniți sau considerați neprihăniți. De aceea noi primim neprihănirea Lui. O neprihănire străină, deci nu este a noastră. Noi suntem primiți înaintea Lui Dumnezeu nu pentru viața pe care noi o trăim ca și credincioși, ci din pricina neprihănirii pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Eu spun oamenilor, te afli sub mânia Lui Dumnezeu, dar dacă ai fi trăit o viață perfectă, ai fi avut o neprihănire proprie și n-ai fi avut nevoie de neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Dar nu este așa. Ai trăit o viață plină de păcat și ești încă în păcat. Ca tare te afli sub mânia lui Dumnezeu. Dar ca să scapi de această mânie, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești, să-ți pară rău de păcatele tale, să te întorci de la ele. Și iată, dacă ești trudit,
Dacă ești împovărat pentru păcatele tale, Dumnezeu îți oferă neprihănirea Lui. Primește neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. O viață perfectă. Și de obicei le spun oamenilor, uite ce face Domnul Iisus. Îți oferă să te lase fără niciun păcat. Să-ți ia absolut toate păcatele. În schimb, ia El păcatele tale, primește El mânia lui Dumnezeu pentru tine și în schimb îți oferă viața Lui perfectă, ca și cum tu ai fi trăit viața Domnului Iisus. Dumnezeu poate să te lase fără niciun păcat, fără nici unul, să rămâi fără niciun păcat în dreptul tău, ci în dreptul tău să fie doar o viață perfectă, și anume viața perfectă a Domnului Iisus. Și știți ce spun mulți oameni? Nu. Ca să înțelegeți că omul nenăscut din nou îl urăște pe Dumnezeu. Îl urăște cu adevărat pe Dumnezeu. El nu vrea să rămână fără păcate. El preferă să continue în păcatele lui. El își iubește păcatele. Așadar, dacă ești nemântuit, Biblia te consideră un urător de Dumnezeu, cum spune Roman capitolul 1. Nu ești o persoană nevinovată care îl caută pe Dumnezeu, ci o persoană care îl urăște pe Dumnezeu și fuge de Dumnezeu. Dar iată ce oferă Dumnezeu. Neprihănirea Lui. Să te lase fără niciun păcat. Să te considere, să te socotească fără niciun păcat. Ca și cum n-ai fi făcut niciodată niciun păcat. Să oferă neprihănirea Lui. Primește-o prin credință. Și vei fi socotit de Dumnezeu ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Iată cât de bun este Dumnezeu. Așadar, problema este că această neprihănire despre care vorbim este descoperită în Evanghelie. Este descoperită. Ce înseamnă lucrul acesta? Cumva ea nu se descoperă în altă parte? Să știți că nu. Nu se descoperă în altă parte. Neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu nu se descoperă nici măcar în lege. În poruncile pe care Dumnezeu le-a dat. Fă asta, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Nu, nu. Această neprihănire este descoperită în Evanghelie. Și dacă ne gândim la acest cuvânt, pentru că ni se spune că această neprihănire este descoperită, zice, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire. Așadar, a descoperi sau a scoate la iveală, a face văzut, a arăta, a manifesta, a revela. Dacă ne gândim la un lucru care este ascuns, când noi îl scoatem la iveală, ce facem? Îl arătăm tuturor, îl facem văzut, îl manifestăm. Așadar, această neprihănire despre care vorbim, pentru unii oameni este acoperită încă. Pentru că ei nu caută în locul în care trebuie această neprihănire pe care o oferă Dumnezeu. De fapt, ei, din pricină că nu au primit neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, își pun înaintea lor o neprihănire proprie. Așadar, ei nu cunosc neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Ei nu cunosc ce înseamnă ca să fii socotit drept înaintea lui Dumnezeu, dar printr-o neprihănire străină. Nu prin neprihănirea ta, nu prin faptele tale, nu prin nimic din tot ce ai făcut tu, ci prin tot ceea ce a făcut Domnul Iisus. Într-un sens, noi mergem în cer prin fapte, dar nu prin faptele noastre, ci prin faptele altuia, prin faptele Domnului Iisus. Așadar, este un lucru real că pentru mulți această neprihănire pe care o oferă Dumnezeu este încă acoperită. Pentru că ei nu cunosc Evanghelia, doar în Evanghelie. Și când vorbim despre Evanghelie, vorbim despre viața și lucrarea Domnului Iisus. Mulți oameni caută să fie socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu prin ascultarea lor, prin ascultarea pe care eu dau față de legea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, peste tot nimeni nu va fi socotit drept sau considerat drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, prin ascultarea pe care eu o dau față de lege. Așadar, Biblia ne arată destul de clar că Tatăl este neprihănit, Fiul este neprihănit și să fii neprihănit înseamnă să fii drept, just, fără pată, fără vină, pur, imaculat, fără niciun păcat. Singurul este Dumnezeu. Așadar, noi nu suntem așa. Noi nu suntem așa. Deci noi
Suntem exact contrariu. Noi suntem plini de păcat. Ne-am născut în păcat. Literal, ne-am născut în păcat. Problema este că oamenii nu cred lucrul acesta. De aceea ei nici nu caută să fie socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spunea Robert Charles Sproul. Pentru a fi justificați, trebuie să posedăm neprihănire. Adică să fim socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu. Sau, după cum o altă definiție zice, a dovedi sau a declara că cineva este drept sau așa cum trebuie. Adică, ca noi să fim justificați, înseamnă ca noi să fim cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Declarați sau considerați drepți înaintea legii lui Dumnezeu. Pentru a fi justificați, trebuie să posedăm neprihănire. Întrebarea este însă, a cui neprihănire este cea care ne justifică? Suntem justificați printr-o neprihănire inerentă nouă sau prin neprihănire altcuiva care ne este atribuită nouă? Luther și reformatorii, spune Sproul, au susținut că suntem justificați printr-o neprihănire care nu se află în noi, ci în afara noastră. Adică noi suntem socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu nu prin nimic din ceea ce se găsește în noi, nu prin nimic din ceea ce am făcut noi, ci prin ceea ce a făcut un altul, prin neprihănirea străină, care este vorba despre neprihănirea Domnului Iisus. Scriptura afirmă destul de clar, nu este niciun om neprihănit, nici unul. Nu ești tu, nu sunt eu, nu este niciun om neprihănit. Și în Roman, capitolul 3, de la 9 la 12, se repetă de 6 ori lucrul acesta. Nu este niciun om neprihănit, niciunul. Și ca să înțelegeți că atunci când un om vestește Evanghelia, va folosi foarte mult acest concept de neprihănire. În special neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, în contrast cu neprihănirea, între ghilimele, neprihănirea noastră. De aceea, dacă veți citi epistola prin excelență, epistola lui Pavel către Roman, în Roman este repetat de cel puțin 52 de ori acest concept de neprihănit. De cel puțin 52 de ori în Roman. Iar în restul epistolelor din Noul Testament, de 60 de ori. Vedeți contrastul? Deci, în toate celelalte epistole și cărțile din Noul Testament, găsim de 60 de ori aproximativ. Dar în Romani, o singură epistolă, găsim de cel puțin 52 de ori acest concept de neprihănire. Curios, nu? Pentru că apostolul vestea Evanghelia. Și nu poți să vestești Evanghelia fără să subliniezi și să subliniezi și să subliniezi și să subliniezi iar neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. În Roman găsim acest lucru. Apostolul tot vorbește despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, în contrast cu neprihănirea pe care ar putea să o dea legea. Pentru că legea nu oferă nicio neprihănire. Dacă ai fi fost perfect și ai fi dat ascultare de plină, da. Dar nu este cazul niciunui dintre noi. Așadar, este foarte important. Evanghelia pe care o vestea apostolul Pavel repeta foarte mult neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. De ce avem noi nevoie de neprihănirea pe care o dă Dumnezeu? Pentru că noi nu suntem neprihăniți. Noi nu suntem drepți, noi suntem păcătoși din natură. Nu este nici unul care să facă binele măcar. În Luca 18, pentru ce mă numești bun? I-a spus Domnul Iisus, nu este nici unul bun. Nu este niciunul drept, nu este niciunul așa cum trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Toți, absolut toți, s-au stricat. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebni. Nu este niciunul care să facă binele. Absolut niciunul. Ale noastre sunt faptele firii pământești. Să nu ne mai mândrim atât de mult cu lucrurile bune pe care noi am putea să le facem. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, cum spune Isaia, sunt o haină mânjită. Domnul Dumnezeu spune cu exactitate tot ceea ce este în noi, în om. În Geneza 6:5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre
rău. Omul. Asta suntem noi, om. Noi nu avem o neprihănire a noastră, care să o prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Ai făcut un singur păcat și s-a zis cu neprihănirea ta. Unul singur, dacă ai fi făcut, s-a zis cu neprihănirea ta. Dar în cazul nostru am făcut miliarde și miliarde de păcate. Cum să mai mă gândesc la neprihănirea mea? Cum să mă mai gândesc la lucrurile bune pe care eu aș putea să le fac, ca și creștin? Și să zic, sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu, sunt primit înaintea lui Dumnezeu, eu ca și credincios născut din nou, sunt primit înaintea lui Dumnezeu pentru că astăzi mi-am tratat bine soția. Sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu pentru că astăzi am avut suficient timp, am dedicat suficient timp Domnului pentru rugăciune, pentru studiere din cuvânt. Sunt primit înaintea Domnului astăzi pentru că am mers la evangelizare, am predicat Evanghelia și n-am făcut vreun păcat așa foarte... Nu, sub nicio formă. Noi suntem primiți înaintea lui Dumnezeu, după cum spunea Luther, pentru o neprihănire străină. Dumnezeu privește viața perfectă a Domnului Iisus și moartea Lui în favoarea noastră o privește în contul nostru. Viața perfectă a Domnului Iisus este pusă în contul nostru, ca și cum noi am fi trăit acea viață. De aceea suntem primiți. De aceea suntem primiți. Prin viața altuia. Prin faptele altuia. Nu prin faptele noastre. Pentru că noi suntem păcătoși din natură. Noi nu suntem neprihăniți. Așadar, în același timp, vedem că această neprihănire despre care vorbim, această neprihănire despre care tot vorbea Apostolul Pavel, este descoperită în neprihănire, în contrast cu neprihănirea din lege. În contrast cu neprihănirea pe care un om poate să o câștige, între ghilimele, prin ascultarea lui față de faptele legii. Iată ce spune Roman capitolul 3. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Toată lumea a fost deja găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine de plină cunoștința păcatului. Spune nimeni nu va fi socotit drept sau neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Evident, se referă la ascultarea de poruncile legii. Zice, nimeni nu va fi socotit. Deoarece, prin lege, ce face legea? Vine de plină cunoștința păcatului. Legea doar ne-a arătat că avem nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Un om, când începe și cunoaște legea lui Dumnezeu, el înțelege, dacă lucrează Duhul Sfânt, un singur lucru, că are nevoie de altă neprihănire. Că are nevoie de o neprihănire care nu este de la sine însuși. Tocmai de aceea este destul de grav să te agăți, să aderi la o neprihănire a ta proprie. Pentru că nu o ai. Nu ai nicio neprihănire proprie. Legea nu-ți dă nicio neprihănire. Legea oferă neprihănire, ca să spunem așa, doar aceluia care i-a dat ascultare perfectă. Dacă ai dat ascultare perfectă legii lui Dumnezeu, ești neprihănit. Nu e cazul nostru. Singurul care a dat ascultare perfectă legii lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu, a fost Domnul Iisus. Căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Cine capătă neprihănirea? Oricine crede în Domnul Iisus. Zice, în adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Moise spunea, împlinește, spune legea, vei trăi. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Neprihănirea pe care o dă credința, deci este pus în balanț de acest Pavel, care era un cunoscător foarte bun, cel mai bun, aș spune, al Vechiului Testament. Spune, Moise zice, fastă și vei trăi.
pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer să coboare, adică pe Hristos din cer. Cine se va coborî în adânc să scoale pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuiți. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Ce vrea să spună Pavel? Doar crezând. În inima ta, înainte să faci măcar o singură faptă. Doar crezând și agățându-te, punându-ți toată încrederea, doar în neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu, vei fi mântuit. Strict. Doar prin credință. Diferența dintre reformă și toate religiile existente în acel timp, sau religiile existente în momentul de față, este că reforma spune doar neprihănirea pe care o oferă Hristos. Roma spunea neprihănirea pe care o oferă Hristos plus. Doar un singur lucru, plus. Ei spun Hristos, da, toată lumea afirmă Hristos, da, dar zic plus, sfințirea mea. Credința din inimă care dă neprihănirea, plus faptele. Nu spun că faptele nu, credința adevărată va fi urmată întotdeauna de fapte. Dar Biblia nu ne arată lucrul acesta, cum că noi am fi mântuiți prin faptele noastre. Biblia arată destul de clar că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, o lucrare strict făcută de Dumnezeu, de Dumnezeul triun în totalitate, în care noi nu participăm. Așadar, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Atunci, zice el, este legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Deci nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, neprihănirea ar veni din lege. Zice, dacă ar fi existat o lege care să poată să dea viața. Legea spune, fă, vei trăi. Și în cazul nostru spune, dacă ar fi existat, nu există. Pentru că niciunul dintre noi nu a dat ascultare legii. Zice, dacă ar fi existat o lege care să poată să dea viață, în adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat. Pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred. Celor ce cred. Crede. Primește neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci, noi nu ne mai gândim, trebuie să ascult de lege în lucrul acesta, ca să fiu socotit neprihănit. Nu! Noi ne gândim, Hristos a împlinit și a dat ascultare legii lui Dumnezeu, așadar eu cred neprihănirea pe care El mi-o oferă. Și dacă credința este adevărată, va duce de la credință la credință. Adică, dacă voi crede pe Dumnezeu cu adevărat, evident se va vedea în faptele noastre. Noi trebuia să păzim legea ca să fim neprihăniți. Legea ne îndrepta, ne călăuzea spre Domnul Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin El. Legea ne-a arătat că noi nu suntem neprihăniți, ci păcătoși. De aceea, apostolul zice, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, se referă la auzirea poruncilor, ci la ascultarea de ele. Dacă neprihănirea se capătă prin ascultarea mea de legea lui Dumnezeu, zice, degeaba a murit Hristos.
Logic, nu? Deci dacă eu aș putea să capăt o neprihănire prin ascultarea pe care eu o dau legii lui Dumnezeu, apostolul zice, degeaba a murit Hristos. Orice persoană care se bazează pe ascultarea, pe sfințirea lui, ca să fie primit înaintea lui Dumnezeu, Galatea ne spune destul de clar, cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Cei ce se bizuiesc sau se încred pe ascultarea lor față de lege sunt sub blestem. Ei se încred. Sunt oameni care se încred în ascultarea lor față de legea lui Dumnezeu. Pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. La fel s-a întâmplat și ne dă apostolul exemple cu Avram. Zice, ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit drept sau neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are este socotită neprihănire. Dă el un exemplu și spune, cine lucrează, a fost o zi la muncă, nu-ți face niciun har persoana respectivă dacă te plătește. Nu-ți face niciun har, tu ai muncit. Și el spune, nu e așa cu neprihănirea. Zice, celui ce lucrează, plata cuvenită lui, îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Adică, dacă tu spui, eu fac lucrul ăsta, fac lucrul ăsta, fac lucrul ăsta, ca tare Dumnezeu îmi datorează, nu e linia, nu pe acolo trebuie să mergem. Pentru că dacă ar fi așa, Dumnezeu ne datorează plata păcatelor. Deci, această neprihănire nu este ceva care Dumnezeu ne datorează nouă. Singurul lucru care Dumnezeu ne datorează e iadul. Ci este ceva, este un har. Zice, pe când celui ce nu lucrează, adică noi n-am făcut nimic ca să câștigăm această neprihănire, pe când celui ce nu lucrează, ci crede, doar crede în cel ce socotește pe păcătos, neprihănit. Credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Așadar, doar prin credință. Doar prin credință în Domnul Isus. Doar primind neprihănirea pe care oferă Dumnezeu. Noi suntem socotiți neprihăniți. De fapt, el, Dumnezeu, este acela care ne socotește neprihăniți. După cum spune în Romani, capitolul 8. Dumnezeu îi socotește neprihăniți pe aleșii lui. Zice, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a chemat mai dinainte, i-a socotit neprihăniți. Și acolo spune clar că este vorba despre aleșii lui Dumnezeu. Și apostolul ne dă un alt exemplu. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihăniți. Acesta este cazul nostru, cazul fericit al tuturor creștinilor. Pentru că Dumnezeu, fără să fi făcut noi fapte vrednice, fără să fi dat noi ascultare perfectă față de legea lui Dumnezeu, totuși El ne socotește pe noi ca și cum noi am fi dat ascultare perfectă legii lui Dumnezeu. Doar prin neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. De aceea, când ne gândim la acest pasaj din Roman, capitolul 1, unde apostolul ne spune, deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, apostolul în restul epistolei nu face altceva decât să explice această afirmație, să vorbească despre această neprihănire pe care o oferă Dumnezeu. Și spune el, la un moment dat, unde este pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptei? A faptelor? Nu. Adică, prin faptele mele, sunt eu primit înaintea lui Dumnezeu? Prin faptele mele, ca și credincios, sunt eu primit înaintea lui Dumnezeu? Nu. Nu și iarăși nu. Spun lucrul acesta deoarece în biserici, multe biserici, nu spun în toate, nu se predică lucrul acesta. Dacă ai făcut un păcat, s-a zis cu tine. Deci cumva eu eram primit înaintea lui Dumnezeu pentru viața mea, cel mai sfânt om de pe fața pământului care ar fi trăit vreodată,
după cum spuneau puritanii, are suficient păcat în el ca să meargă în iad un miliard de ori. Cel mai sfânt. Noi doar din ignoranță ne gândim că am fi vrednici să fim primiți de Dumnezeu într-o zi anume în care n-am făcut noi nu știu ce păcate. Dar în ziua aceea am făcut atâtea păcate încât nu putem să ne imaginăm noi. Doar ignoranța noastră ne orbește ca să nu vedem lucrul acesta. Nu datorită sfințeniei mele merg eu în cer, ci datorită lucrării perfecte a Domnului Iisus în favoarea mea. Datorită acestei neprihăniri pe care o oferă Dumnezeu. Și această neprihănire este descoperită în Evanghelie, nu în lege. Această neprihănire nu este descoperită sau nu o primesc prin ascultarea mea față de legea lui Dumnezeu, ci o primesc prin credință. O primesc prin credință. Și dacă cu adevărat am primit-o prin credință, pasajul nostru spune care duce la credință. Nu vreau să las impresia cum că aș spune doar prin credință, doar prin credință, primește neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu prin credință, spunând că tu dacă ai primit-o prin credință, e ok cu tine. Tu trăiești în continuare ca un demon, dar tu ai primit neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Nu, nu spun asta. Ci spun că omul care primește neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu prin credință, zice aici pasajul, duce la credință. Adică duce la ascultarea noastră. Tocmai la ascultarea noastră de legea de Dumnezeu. Exact cum auziți. Deci, faptul că noi înțelegem acum că suntem primiți înaintea lui Dumnezeu prin faptele altuia, prin viața altuia, prin lucrarea altuia, aceasta ne face să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu și ca mulțumire să ascultăm de poruncile Lui. Ca mulțumire să ascultăm de ceea ce El ne poruncește în cuvânt. Nu ca să câștigăm mântuirea, pentru că sunt multe persoane care lucrează și așteaptă plata cuvenită. Fac anumite lucruri bune, special legaliștii, fac anumite lucruri bune, ortodoxi și mulți alții, ca să primească plata cuvenită. Ei practic se încred neprihănirea lor proprie. De aceea Apostolul Pavel în Roman spune despre israeliți, dorința mea pentru ei să fie mântuiți, pentru că nu erau mântuiți. Și zice, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu. Mă întreb, dacă ai cunoscut neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu? Dacă n-ai cunoscut-o, citește, în special, epistola lui Pavel către romani. Apostolul Pavel vorbește despre această neprihănire pe care o oferă Dumnezeu. Apostolul spune, noi suntem plini de păcat, plini de păcat, mânjiți cât se poate de mult. Dar Dumnezeu poate să ne curețe pe deplin și să ne ofere neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Poate fi mai simplu, am putea spune de atât? El ne oferă o neprihănire. Nu este a noastră. Nu lucrăm pentru ea. Ci noi în orice moment al vieții noastre, dacă am crescut acum 10 ani, acum 10 ani eu eram primit, dacă muream înaintea lui Dumnezeu, datorită faptului că eram în Hristos, datorită faptului că am primit această neprihănire pe care Dumnezeu o dă. Dumnezeu m-ar fi primit acum 10 ani, nu datorită faptului că eu aveam mai multe păcate acum 10 ani, ci m-ar fi primit datorită neprihănirii pe care El mi-a dat-o. După 10 ani, sau înaintea morții, chiar dacă poate nu mai am aceleași păcate, sigur nu mai am aceleași păcate care le-am avut la începutul umblării mele, cu toate acestea, eu nu sunt primit datorită faptului că m-am sfințit sau Dumnezeu m-a sfințit. Datorită faptului că am părăsit acele păcate. Unele dintre ele. Orice creștin mai luptă încă cu mândria și cu alte lucruri. Eu nu sunt primit datorită faptului că am părăsit anumite lucruri, anumite păcate, ci sunt primit doar, strict, datorită
neprihănirii pe care El mi-a oferit-o mie. Dumnezeu întotdeauna, din momentul, mai bine zis, din veșnicie, dar El privește spre mine doar în contextul Domnului Iisus, văzând în dreptul meu viața perfectă a Domnului Iisus. De altfel, n-aș fi primit niciodată nimic întinat, nimic care are vreo pată sau vreo zbârcitură sau ceva de felul acesta. Va intra în cer. Noi suntem plini de păcat din natură. Și chiar după ce ne-am întors la Dumnezeu, încă este suficient păcat în noi să mergem în iad. Și totul spune nimic întinat. Din ce cauză? Pentru că noi suntem văzuți în Domnul Iisus. Noi suntem acoperiți cu neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Noi suntem primiți de Dumnezeu tocmai datorită neprihănirii pe care Dumnezeu însuși ne-a oferit-o. Vedeți? În acest concept de neprihănire, toată slavă o primește Dumnezeu. Omul nu are nicio parte. Omul nu are nicio parte. Toată lucrarea de mântuire este a lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși vine, mă găsește cu o haină scârboasă, El însuși îmi scoate acea haină și mă îmbracă cu haina Domnului Iisus. O haină care nu pot să o pierd niciodată. Odată îmbrăcat cu ea, pentru totdeauna voi rămâne îmbrăcat cu neprihănirea pe care Dumnezeu mi-a oferit-o. Cu toate că în Scriptură suntem îndemnați să ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelie. Să ne purtăm într-un chip vrednic de faptul că acum suntem copii al lui Dumnezeu. Nu să ne purtăm ca și fiul risipitor, pentru că fiul risipitor este vorba de un creștin care se depărtează de Tatăl. Nu este vorba despre un om care se întoarce la Dumnezeu, nu. Și putem, într-un sens, să ne cinstim pe Tatăl nostru. Dar chiar și atunci, noi suntem copii ai lui Dumnezeu datorită neprihănirii care ni s-a oferit în Domnul Iisus Hristos. Atât am avut de spus cu privire la acest subiect și consider că este subiect extrem de important și avem nevoie de el până la moarte. Pentru că în momentul morții, ce te vei gândi? În ultimele luni am trăit cât de cât bine. Dumnezeu poate mă va primi. Nu. Ai nevoie de o încredere de plină că ești primit pe baza faptelor, dar nu pe baza faptelor tale, ci pe baza faptelor altuia. Ai nevoie să fii sigur că ești socotit drept înaintea lui Dumnezeu. Și această neprihănire, ai nevoie să știi sigur că nu e a ta. Poți să fii sigur că nu e a ta. Pentru că tu nu ești din natură neprihănit, ci ești din natură păcătos. Și chiar, repet, după ce te-ai întors la Dumnezeu, tu și cu mine am făcut atâtea păcate, încât am fi vrednici să mergem în iad de un miliard de ori. Așadar, ce rămâne? Să ne lăudăm cu această neprihănire pe care o oferă Dumnezeu și să spunem și altora. De aceea Pavel spune, sufăr totul pentru ca cei aleși să capete mântuirea și o vor căpăta. Să spunem și altora, iată ce oferă Dumnezeu. Acesta este mesajul Evangheliei. De aceea în Evanghelie este descoperită această neprihănire. Iată ce oferă Dumnezeu. Iată ce-ți oferă Dumnezeu ție, păcătosule. Iată ce-ți oferă Dumnezeu ție, care ești lipsit de speranță, care n-ai nicio neprihănire proprie. Iată ce-ți oferă neprihănirea Domnului Iisus. El o dă. Nu trebuie să-i adaugi nimic. Nu poți să faci nimic, că dacă încerci să-i adaugi ceva, nu înțelegi ce ți se dă. Dumnezeu îți oferă neprihănirea Domnului Iisus. Îți oferă să te lase fără niciun păcat și să te socotească drept înaintea Lui sau așa cum trebuie. Asta înseamnă. Dumnezeu zice, te fac cum trebuie să fii înaintea mea ca să poți să vii înaintea mea. Dumnezeu spune, te consider fără niciun păcat. Dumnezeu îți oferă neprihănirea Lui. Primește
prin credință, neprihănirea lui Dumnezeu. Pocăiește-te de păcatele tale și bucură-te de această neprihănire pe care Dumnezeu o oferă. Nu este bucurie mai mare decât aceasta, să știi că această neprihănire pe care Dumnezeu ți-o oferă este motivul pentru care Dumnezeu te va primi. Motivul nu se găsește în tine. Motivul nu se găsește în mine. Motivul pentru care eu sunt primit de Dumnezeu nu este datorită vieții mele, ci în ciuda vieții mele. Motivul este neprihănirea pe care El însuși i-a dat-o. Gândiți la aceste lucruri. Este bucuria ta cea mai mare chiar și atunci când păcătuiești? Este bucuria ta cea mai mare să-mi primi de El datorită neprihănirii pe care El mi-a oferit-o? Sau bucuria ta cea mai mare este azi am trăit o zi în victorie? Astăzi n-am făcut nu știu ce păcate? Cel puțin asta crezi tu? Bucuria ta de unde vine? De unde reiese? Din faptul că într-o anumită zi ai trăit cât de cât sfânt? Și celelalte zile ești la pământ când faci vreun păcat? Bucuria noastră trebuie să fie viața Lui. Neprihănirea pe care El ne-a oferit-o. Acest dar perfect. Și anume însuși Fiul Lui. Biblia spune că El l-a dat pentru noi toți. Pentru noi toți aleșii lui Dumnezeu. Dacă citiți Roman capitolul 8, veți înțelege acest lucru, pentru cine l-a dat Tatăl pe Domnul Iisus, pentru noi toți, și ne-a oferit nouă neprihănirea Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să folosească cuvântul Lui pentru scopul pentru care L-a trimis.